Bună seara! Mulți politicieni au ajuns în ultimii 30 de ani la ieslea puterii datorită exploatării instrumentelor electorale care țin de limbă, istorie, unire și sperietoarea cu NATO. Unii oameni din Moldova nu s-au obișnuit încă să facă diferența între cei care dezbină ca să conducă inventându-și dușmani virtuali și cei care ar vrea sincer ca țara asta să facă un pas înainte. Când ajung la putere, își temperează mesajele, fac pe diplomații, apoi când pierd puterea, agită iarăși sperietorile și instrumentele sensibile ca hrană pentru electoratul rămas. În 2015, aflat pe atunci în opoziție, Igor Dodon își hrănea electoratul cu promisiunea că atunci când va ajunge la putere, va amenda articolul 142 din Constituție, ca nu cumva să le vină în cap unioniștilor să organizeze vreodată un referendum pentru unirea cu România. După ce a învins la alegeri, a uitat. Acum Dodon a pierdut, iar oamenii PSRM din Parlament au început din nou să-și hrănească electoratul cu sperietori și lozinci vechi, un fel de pregătire a electoratului pentru alegeri anticipate. Legea despre schimbarea limbii ruse, despre statutul limbii ruse, votată de PSRM și cei din Partidușor în celebra ședință nocturnă din decembrie a Parlamentului, a fost anulată astăzi de Curtea Constituțională. Cu asta o să începem cabinetul din umbră de astăzi. Discuțiile de aici, împreună cu doi invitați, este vorba de Fadei Nagacevski, ministru al Justiției în guvernul demisionar. Astăzi, dumneavoastră, ați fost reprezentantul guvernului la curte și Dinu Plângău, unul dintre deputații care a contestat această controversată lege la Curtea Constituțională. Bună seara, vă spun. După ce Curtea Constituțională a pronunțat dispozitivul, hotărârea de astăzi, dumneavoastră ați postat în limba rusă o explicație a noțiunii de șovinism extrasă din, câte înțeleg, din dicționar, da? De pe Wikipedia. Așa. Vroiam să vă întreb care a fost, de ce ați făcut asta? Ok, eu am să amintesc contextul. Dacă observați, a fost o hotărâre întâi de declarare, ca fiind învechit prima lege cu privire la funcționarea limbilor vorbite, încă din 1989, a fost declarată ca fiind învechită în 2018. Da. Practic, aceeași lege cu înlăturare terminologiei învechite a fost adoptată la sfârșitul anului 2020. Iată, postarea dumneavoastră am pus-o pe ecran ca să... Observăm, sesizarea s-a bazat pe statisticile urmarea unui... recensământ făcut în anul 2014. Despre sesizare și despre toate chestiile astea... Am înțeles. E legat de mesaj? Totul e legat de mesaj. Deci eu vreau să menționez că în hotărârea Curții Constituționale din 2018 este menționat expres, punctul 55. În opinia sa, amicus curiae, oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului din Republica Moldova a făcut trimitere la contextul istoric care a făcut ca cetățenii Republicii Moldova, care aparțin de cele mai numeroase 4 minorități, bulgară, găgăuză, rusă și ucrainează, să utilizeze limba rusă pentru comunicarea cu majoritatea de limbă română. Pentru că situația demografică nu s-a schimbat, cel puțin din perspectiva multietnicismului, este neclar pentru oficiul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului din Republica Moldova de ce se dorește înlăturarea statutului limbii ruse din prevederile legale relevante contestate. Statutul curent al limbii ruse constituie o problemă de asigurare a egalității și nediscriminării. El nu conduce la tratamentul diferențiat, nejustificat al limbii, al altor limbi ale minorităților etnice, pentru că limba rusă este vorbită de cetățenii Republicii Moldova care aparțin de mai multe etnii în comparație cu limbile altor minorități etnice. În principiu, statuarea asta făcută de către ONU sau oficiul pentru drepturile omului în 2018 este relevantă și pentru situația din anul 2020, chiar și pentru situația de astăzi, anul 2021. Deci, formula asta de a declara eventual în afara legii comunicării oficiale în limba rusă doar radicalizează. Și eu am dat exemple chiar și în fața în altei curți, când cetățenii ai Republicii Moldova, dar vorbitori de limba rusă, care încă nu pot, n-au învățat a scrie în limba română, nu se pot adresa în instanța de judecată
până nu-și traduc cerere de chemare judecată pregătită în limba rusă în limba română. Pentru asta ei trebuie să-și angajeze traducător, avocat și asta le aduce cheltuieli suplimentare și ei sunt în imposibilitate de a-și apăra interesele, cu toate că statul, în principiu, ar putea în continuare să le asigure aceste drepturi până când noi nu investim suficient în educația dumnealor ca ei să vorbească ne în limba... foarte mulți cetățeni moldoveni care sunt în afara țării și care atunci când ajung în instanțele de judecată din țările respective sunt nevoiți să facă exact ce ați spus dumneavoastră, să angajeze un traducător ca să le traducă plângerile și așa mai departe. Este o diferență. Aștia sunt cetățenii Republicii Moldova. Am înțeles. Și vorba de cetățean străin unii într-un alt stat. Și acolo și cetățeni italieni. Deci care sunt cetățenii italieni? Eu sunt convins că îi cunosc limba, fiindcă se susține și examen de cunoaștere a limbii. N-am înțeles legătura cu postarea și cu șovinismul. Chiar nu l-am înțeles. Ce ați avut în vedere citind... Deci, asemenea, formule de acțiuni prin radicalizare nu sunt bune. Eu astăzi am participat în cadrul... V-ați referit la hotărârea curții? Doar asta vreau să înțeleg. Eu nu m-am referit la hotărârea curții, dar la acțiunile ulterioare. Am ieșit din cadrul sediului Curții Constituționale astfel încât protestele după ce am ieșit și felul cum ați fost plecat spre automobil, nu, eu am fost atacat. Deci poliția a intervenit prompt, altfel ei aveau să sară la bătaie, ceea ce este inadmisibil. Pe lângă faptul că au strigat cum au strigat și m-au înjurat, ei și-au permis să își întindă mâna. Asemenea, gen de abordare nu este admisibil. Dar dreptul la protest este garantat, însă nu ai dreptul să ridici mâna la nimeni pe teritoriul Republicii Moldova. Dar de ce ați postat în rusă? Nu ați găsit o explicație a cuvântului șovinism în română? Eu plasez și în rusă și în română ultimele mesaje, dacă observați, încerc să le plasez inclusiv și în limba rusă. Dar în general vorbiți... Vorbesc bine și... De zi cu zi vorbiți română, nu? Vorbesc bine și română, vorbesc destul de bine și limba rusă. Am văzut aseară la un post de televiziune sau ceva pe internet. La RNTV. Da, nu era neapărat să numiți postul. Cum să vă zic, am văzut că încercați să vorbiți cumva rusește, dar... Te pune foarte rău, mie nu-mi este rușine a vorbi bine eu, franceză... Nu, și mi s-a părut ciudat că postați în rusă într-un context în care astăzi s-a discutat acest subiect la curte. Da, asta simplu, e altă este treabă. Important să fie auzit mesajul care îl transmit către cetățenii Republicii Moldova și să nu se uite că eu am fost la curte ca reprezentant al guvernului. Eu sunt ministru al justiției, care are obligații legale să reprezinte guvernul Republicii Moldova. Și trebuie să precizăm pentru oamenii care ne privesc că guvernul Republicii Moldova nu a dat aviz pentru legea contestată. Foarte multe legi sunt adoptate fără avizele guvernului. Este o chestie normală, doar în cazul în care sunt nevoie de cheltuieli bugetare, doar în cazul respectiv, avizul guvernului este obligatoriu. Da, dar azi, din câte înțeleg, a contat la curte faptul că a lipsit... Curtea Constituțională a considerat că avizul. Este necesar avizul, că respectiva lege necesită cheltuieli bugetare. Cu toate că, în cadrul discuțiilor avute noi, în cadrul guvernului, am considerat că nu sunt nevoie de cheltuieli bugetare, de aceea s-a considerat că nu este nevoie să doar un aviz. Doar o chestie vă mai întreb și trecem la domnul Plângău. Spuneți-ne dacă dumneavoastră ați știut despre această lege înainte ca ea să apară în ședința Parlamentului? Eu sunt reprezentant al guvernului. Cu mine nu se consultă Parlamentul la momentul elaborării și înregistrării deci proiectelor nici de lege. Nici dumneavoastră nu ați Dar știut. Dar nu poate să știu eu. Nici nu are de unde să cunosc. El vine la procedura de avizare conform prevederilor legale. Se înregistrează în Parlament, mai departe se semnează dispozițiile și se transmit către guvern. Când intră în procedură de avizare, atunci ministrii cunoaștem despre proiect. Revenim acuși la discuții pe subiectul ăsta. Explicația Curții Constituționale la anunțarea legii, la anularea legii privind limba rusă a fost că tratamentul preferențial al limbii ruse contravine Constituției. Dumneavoastră, domnule Plângău, credeți că deputații care au înaintat această lege nu știau că chestia asta contravine Constituției? Domnul ministru, la începutul emisiunii a spus că noi am avut o lege din 89
Și atunci, practic, textul, cele legi cu textul legii declarate astăzi neconstituționale sunt identice. Uh-huh. În 89, Republica Moldova încă era parte componentă a Uniunii Sovietice. Ulterior, Republica Moldova a adoptat declarația de independență, unde se specifică că limba Republicii Moldova este limba română, a adoptat 94 Constituția. Oricum, legea respectivă nu a fost abrogată ca fiind învechită până în 2018. Și cu toate acestea, chiar dacă erau anumite lucruri acolo neconstituționale sau care nu puteau avea efect juridic, de fapt asta și s-a întâmplat. Practic, legea nu a fost aplicată. Și același lucru s-ar fi întâmplat și în cazul legii adoptate pe data de 16 decembrie și declarate astăzi neconstituțională. Asta fără a intra în polemici de ordin politic. Totodată vreau să menționez că Curtea Constituțională a reieșit exclusiv din prevederile constituționale și inclusiv în pledoria mea de astăzi de la Curtea Constituțională am spus că mai puțin vorbim astăzi despre limba rusă sau limba română, noi astăzi vorbim despre respectarea sau nerespectarea Constituției Republicii Moldova și acest proiect de lege a fost adoptat, așa cum ați menționat și dumneavoastră la începutul emisiunii, în scopuri exclusiv politice, de a cumva aprinde anumite spirite și emoții în societate, în contextul eventualelor alegeri parlamentare anticipate. Asta a fost unicul scop și regret foarte, foarte mult ceea ce s-a întâmplat astăzi în fața Curții Constituționale, când s-au adunat două tabere, da, unii susținători, alții. De fapt, asta s-a produs un lucru foarte grav și inclusiv regret și faptul că domnul ministru a fost cumva bruscat după ce a ieșit de la Curtea Constituțională. Asta, de fapt, a fost efectul adoptării unui proiect de lege neconsultat cu nimeni, votat noaptea și care nu ar fi produs mari efecte juridice. Inclusiv prevederile constituționale, dacă domnul ministru totuși s-a referit pe un subiect legat de protejarea minorităților etnice, care fac parte, componentă din poporul Republicii Moldova, toate drepturile lor, atât în domeniul lingvistic, sunt respectate de Constituție, de articolul 10, de articolul 13, de articolul 16 al Constituției. Drepturile lor sunt garantate. Fiecare cetățean care este vorbitor de limba rusă, vorbitor de limba ucraineană, poate comunica, da, în ce limbă dorește pe teritoriul Republicii Moldova și drepturile lor sunt asigurate în egală măsură cu cele a majorității. Totuși, atunci când vorbim despre statul Republica Moldova și sub aspectul de ca instituție statală și sub aspectul constituțional, atunci, evident, orice cetățean are și niște obligații față de acest stat și într-un avea niște instituții funcționale, avea, nu știu, un scop comun în ceea ce privește viitorul nostru comun, evident, noi trebuie să găsim niște compromise în societate, mai ales când vorbim pe teme atât de sensibile precum este identitatea noastră națională, da, sau domeniul lingvistic. Chestiunile juridice, le-ați discutat și ați dezbătut subiectele astea în ședința curții. Vreau să ne referim un pic la aspectele politice și aici vreau să vă întreb, domnule Plângău, cui credeți dumneavoastră că îi trebuie agitația asta în condițiile în care noi, cetățenii, parcă am depășit aceste animozități încă la sfârșitul anului 90? Am spus foarte clar. De ce periodic apar aceste... În contextul incertitudinii că vom avea anul acesta alegeri parlamentare anticipate sau nu, Partidul Socialiștilor încearcă să se repoziționeze din punct de vedere politic, încercând să facă un apel către votanții lor tradiționali, asta presupun eu, în special vorbitorii de limbă rusă, făcând aluzii că le-ar da mai multe prerogative în acest sens. Totodată vreau să menționez că sub acest aspect, din punct de vedere juridic, astăzi, după 30 de ani de dispute și discuții interminabile, totuși Curtea Constituțională a pus punct, pentru că a spus foarte clar că avem o singură limbă oficială și este limba română, celelalte limbi în egală măsură sunt protejate de Constituția Republicii Moldova și sper că această dispută sau aceste disensiuni și discuții vor mai continua, în special din partea socialiștilor, încă câteva zile și sper să se oprească aici pentru
pentru că fac mare de serviciu statului Republica Moldova și astăzi am văzut acest de serviciu în modul practic în fața Curții Constituționale. Am văzut că mâine planifică un briefing, o conferință de presă legată tot de subiectul ăsta. O soluție periculoasă, așa ați apreciat-o dumneavoastră și vreau să vă tălmăciți cumva punctul de vedere. Pe de o parte, pe de altă parte vreau să vă mai întreb și despre acel briefing de 2 minute susținut ieri, cu o zi înainte ca Curtea să se pronunțe pe marginea subiectului privind limba rusă. Care a fost scurt, dacă puteți să ne spuneți, de ce ați considerat că e important să ieșiți cu o zi înainte de pronunțarea curții? Domnule Călugărean, ați spus că la sfârșitul anilor 90 ați simțit că s-au depășit aceste animozități. Da. Într-un mod straniu, suspect, în anul 2018 a fost ridicată iarăși problema cu privire la o lege care era și în anii 90. Pentru ce a fost ridicată problema? Amintiți-mi despre la care lege vă referiți. Legea cu privire la funcționarea limbilor vorbite, care a fost declarată desuietă în 2018. Până în 2018 noi probleme de tipul ăsta nu am avut. Până nu au intervenit un grup de persoane, deputați din eșichierul drept, extremă dreaptă, și au solicitat neconstituționalitate, iar Curtea Constituțională a declarat ca fiind desuietă. Atât cum un grup deputați a considerat că este nevoie de restabilit status quo acelei limbi pentru a stabiliza situația și au intervenit cu aceeași lege pentru a echilibra lucrurile. Până acum, aceste animozități în dumneavoastră personal le-ați simțit? Da. La nivelul societății. Deci eu le-am simțit la nivelul Ministerului Justiției. Permanent eram bombardat cu varii tipuri de petiții cu privire la faptul că se încalcă drepturile cetățenilor vorbitori de limbă rusă, de diferite etnii care nu au acces la serviciile publice și la informații de interes public în limba pe care ei o cunosc. Iată, chestiile astea sunt la diferite ministeri. Mai mult pot să vă spun că au fost animozități chiar între autoritățile publice locale, din regiunea autonomă și autoritatea centrală cu privire la modul de comunicare interinstituțională datorită faptului că legislația este prescrisă într-o formă, că practic cei din autonomie urmau să vină cu răspunsurile oficiale anume în limba română și nu exista o poziție consolidată clară că i-ar putea să intervină și cu răspunsuri în limba rusă. Și asta era o problemă. De aceea, eu nu văd problema că a fost adoptată legea asta, deoarece eu îi spun legea nu creează ceva nou pe teritoriul Republicii Moldova. Ea vine cu un set de principii. Ea doar consolidează anumite principii și noi trebuie să ținem cont din contextul istoric. Suntem noi pregătiți astăzi să oferim tratament echilibrat tuturor cetățenilor Republicii Moldova, ținând cont de faptul că noi încă nu am investit suficient în educarea lor ca ei să cunoască toți foarte bine limba română, sau cel puțin la nivelul scrisului și a vorbitului. Uitați-vă, imediat, domnule Plângău, dumneavoastră sunteți un bun expert în ceea ce privește prevederile Convenției Europene a Drepturilor Omului. Spuneți-ne dacă ați avut, probabil ați avut acces la aceste dosare pe care le are Republica Moldova în desfășurare la Curtea Europeană în perioada când ați fost ministru. Spuneți-ne dacă știți dumneavoastră vreun caz când rușii din Republica Moldova s-ar fi plâns la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe încălcarea dreptului la nediscriminare, articolul 13 din Convenție. Pe teritoriul Republicii Moldova au fost cazuri când au fost anulate anumite acțiuni de urmărire penală datorită faptului că ele au fost aduse la cunoștință cetățeanului nu în limba în care ei o cunosc. Ca, spre exemplu, era reținută domnule Călugăreanu, de Curtea Europeană, nu la nivelul instanțelor naționale. Articolul 6 din Convenție Europeană a Drepturilor Omului, tu trebuie să-i prezinți informația persoanei acuzate în limba în care el o cunoaște. Respectiv, se rețineau persoanei, se aduceau la cunoștință învinuirea în limba română, nu îi se aducea la cunoștință procesul verbal în limba rusă, chiar și cu contravențiile rutiere au fost cazuri și ele în instanță erau declarate ca fiind ilegale. Deci totuși, asta în contextul drepturile minorităților au fost drepturilor respectate, fundamentale. Întrucât punerea sub acuzație a celor persoane aducând la cunoștință în limba lor
de comunicare au fost anulate. Deci nu este vorba de o discriminare. Domnule deputat, eu acum am răspuns la întrebarea concretă și asta a fost într-un anumit context. Eu mă tem că după 2018 nu ați răspuns la întrebarea concretă, nu ați răspuns. Eu m-am referit exact la plângeri, dacă există astfel de plângeri, articolul 13 din Convenție, la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Este vorba de articolul 6 cu privire la dreptul la apărare. El este garantat de articolul 6, în primul rând. Nu articolul 3. Articolul 13 nici nu se aplică separat. El trebuie să se aplică doar împreună cu alte articole, ca, spre exemplu, 6, 8, 9, 10 din Convenție. Uite, sunt garantate altfel de drepturi și articolul 13 permanent este utilizat împreună cu aceste articole. Da, domnul Plângă, v-am și acolo nici nu 13, dar e 14. 13 și dreptul la recurs efectiv e 14, nu în discriminare. Okay. Totul e bine ce a spus domnule ministru cu câteva remarci pe care, sau clarificări pe care trebuie să le facem. Astăzi, citind motivarea Curții Constituționale pronunțată, s-a reieșit din logica argumentărilor că sub aspectul încălcării articolului 13, 10 și 16, practic s-a dus referire la faptul că se acordă un statut privilegiat limbii ruse. În cealaltă parte a legii, ea a fost declarată neconstituțională pentru că lipsea avizul obligatoriu al guvernul. Deci, de aici putem constata, dacă intenția Partidului Socialiștilor, autorilor, cât și a reprezentanților guvernului, într-adevăr, era una sinceră, ei trebuiau să facă două lucruri. În primul rând, să respecte procedurile parlamentare de adoptare a unui act normativ, consultări publice. Republica Moldova are nevoie de o lege cu privire la funcționarea limbilor vorbite, dar acest lucru trebuie să fie făcut cu respectarea tuturor procedurilor, cu largi dezbateri publice, cu invitarea în special a mediului academic, științific, istoricilor, dacă vreți, inclusiv pentru a ajunge la un consens atât în societate, cât și în Parlamentul Republicii Moldova. După care, evident, în mod obligatoriu, să fie solicitat un aviz din partea guvernului. Lipsa avizului din partea guvernului demonstrează încă o dată că intenția nu a fost una sinceră de a da mai mult politică, de a face zarbă în societate și să ajungem la situația în care, în fața Curții Constituționale, astăzi am văzut două tabere care mai nu se luau la bătaie. Da, și deși erau destul de puțini oameni acolo, au fost foarte gălăgioși. Presupun că nu toată lumea a cunoscut că se examinează. Și o bună parte din cei pe care i-am văzut acolo păreau cumva determinat să atâțe spiritele și se vedea asta, inclusiv cu muzica aceea, cu vulgarități pe care au pus-o acolo. Domnule Năgăcescu, dumneavoastră știți probabil că în Găgăuzia, în autonomia găgăuză, sunt trei limbi oficiale declarate. Este vorba de limba găgăuză, română și rusă. Vreau să vă întreb acum ca jurist. Dacă la o petiție în rusă se răspunde în limba română, adică în una din cele trei limbi care funcționează în autonomia găgăuză, ce drepturi ale găgăuzilor sunt încălcate în cazul ăsta? Deci, dacă li se răspunde în una din limbile oficiale din autonomie. Deci este vorba de comunicare. Eu cunosc cum funcționează regula. Dacă persoana se adresează în limba rusă, dacă sunt trei limbi, așa cum spuneți dumneavoastră, și se adresează în rus, înseamnă că în autonomie lui se răspunde tot în rus, adică în limba în care el o înțelege sau în limba în care o solicită peticionarul. Nu, dar dacă îi se răspunde... Dacă vorbim noi... Dați-mi voie să răspund. Dacă se adresează, spre exemplu, cu o petiție, să admitem către Ministerul Justiției cu o cerere prealabilă, unde răspunsul la petiții vine practic în ultimele zile, cetățeanul urmează să găsească un traducător, să-și găsească bani ca să-și traducă petiția, să înțeleagă esența, asta ia mult timp, ca el să
să se decide dacă el trebuie să conteste în instanță de judecată, eventual răspuns care nu-l aranjează sau nu trebuie să conteste. Deci, în dependență de aceste circumstanțe, noi am putea să ajungem să creăm litigii datorită faptului că persoana nu are posibilitatea să-și apere interesele efective, iar Republica Moldova îi creează anumite impedimente procesuale pentru că el eficient să-și apere drepturile și interesele eventual în instanțele judecătorești naționale. Și aici se iau, pot să iau în calcul mai multe elemente legate de specificul cunoașterea limbii de către cel cetățean și, în genere, unde se află el, la ce distanță, adică o serie de circumstanțe care, în principiu, ar putea să fie luate în calcul pentru a demonstra că statul i-a încălcat anumite drepturi pentru a-și apăra drepturile. Domnul ministru, noi cu dumneavoastră suntem funcționari, lucrăm la stat, pe lângă noi sunt 10, dacă nu peste 100 de mii de funcționari publici, nu toți cunosc limba, spre exemplu, o altă limbă decât limba oficială a statului, care este limba română. Cum dumneavoastră erați să implementați la nivel de guvern politici astfel încât să obligați absolut toți funcționarii care lucrează în momentul de față la stat să poată oferi răspunsuri într-o altă limbă decât cea pe care ei o cunosc? Și dacă nu, cumva, anume sub aspectul non-discriminării, i-ați fi discriminat sub aspectul lingvistic? Eu mă îndoiesc că este vorba, cel puțin la nivel de Ministerul Justiției, noi avem în jur de 84 de persoane la nivel central, plus... La nivelul primăriei satului... Eu vorbesc de Ministerul Justiției. În fiecare direcție se află între 6 și 10 persoane. Nu vorbim deci doar de Ministerul Justiției. Este o instituție mare care poate să-și permite domnul deputat, dați-mi voi. Nu vedeți, noi ne întrerupem. Și dar nu e nicio problemă. Se poate, da? Suntem într-o se poate să polemizăm și să intervenim. Absolut. Ok. Da, sigur că da. Ne-am înțeles. Nu, dar nu e nicio problemă, suntem într-o dezbatere. Ideea este foarte simplă. Este vorba de managementul cadrelor și în cazul în care ai 5 persoane într-o direcție, comunici și identifici acea persoană care poate să răspundă în limba rusă. Și este vorba, cum am spus și în fața Curții Constituționale, de un confort personal. Îți ia câteva zile ca tu să înveți să culegi textele în limba rusă. Bun. Este da, foarte simplu. Lucrezi la casă, nu știu, în, spre exemplu, centru multifuncțional. Nu cunosc limba rusă. Vine un cetățean și se adresează la mine în limba rusă. Eu nu pot să-i răspund în limba rusă folosind terminologie adecvată și așa mai departe. Eu suport anumite consecințe. În centru funcțional, de asemenea, poate fi făcut managementul adecvat. La centru multifuncțional, noi avem vreo 15 ferestruici. Spun 2-3 ferestruici unde să fie anume pentru vorbitorii de limba rusă. Este o problemă în cazul respectiv? Nu este o problemă. Deci noi inventăm piedici pentru a nu garanta anumite drepturi până cetățenii Republicii Moldova. Dar dumneavoastră recunoașteți, domnule Năgacenski, recunoașteți că acest proiect s-a făcut cumva în grabă și pentru că e ciudat ca nici măcar dumneavoastră, guvernul, să nu știe despre chestia asta. Dumneavoastră recunoașteți că e o chestie politică care a trebuit să treacă rapid? Domnule Călugăreanu, pentru că toată lumea... Proiectul respectiv... Și încă o nedumerire. Dacă socialiștii au vrut atât de mult ca proiectul ăsta să, fie, să treacă și legea asta să fie votată și intrată în vigoare, de ce a trebuit la ultima ședință a Parlamentului din sesiunea de toamnă-iarnă să fie băgată, să fie votată în halul în care s-a votat, fără consultări publice? Domnule Călugurean, nu stabilesc eu prioritățile înțeleg politice asta. Ale fracțiunilor parlamentare. Eu bănuiesc că discutați cu fosta echipă când erați jurist. Domnule la PSRM. Domnule Călugureanu, eu vor discut și cu echipa PPDA, cu echipa PAS, eu cu toți discut. Noi am fost cândva și în alianță și eram consilierul probleme juridice a doamnei Zinaida Greceanu și respectiv eram în comunicare anume cu deputații juridici din fracțiunile PAS și PASAMA. Da. Dar dacă este să vorbim de contextul politic, de ce așa s-a stabilit prioritățile, asta este decizia fracțiunilor parlamentare. În plus, noi toți am menționat, legea respectivă este aceeași, practic, lege care a fost adoptată în anul 1989 cu excluderea anumitor terminologii desuete. În condițiile respective, de cât timp era nevoie suplimentar pentru a
a studia același proiect care a funcționat pe teritoriul Republicii Moldova din 1989 până în 2018. Și eu nu mi-amintesc acum bine, dar pe cât îți țin minte, proiectul ăsta a fost trimis spre avizare la guvern, dar guvernul s-a abținut în a oferi avizul, fiindcă a considerat că este vorba de un proiect care trebuie să fie dezbătut pe platformă parlamentară și nu a văzut guvernul necesitatea oferirii avizului, deoarece guvernul a considerat că nu este nevoie de cheltuieli bugetare suplimentare pentru implementarea proiectului, deoarece noi am considerat că proiectul ăsta de lege este o lege principiu, lege cadru, care nu afectează status quo-ul limbii ruse pe teritoriul Republicii Moldova. Nu am auzit pe domnul Chicu să spună chestia asta. Deci noi avem discuții și neformale, numai decât în cadrul ședințelor de guvern. În același timp, pentru a implementa eventual legea asta, era nevoie de modificat alte legi, ca spre exemplu același cod de procedură civilă, același cod de procedură penală, pentru a oferi acele drepturi suplimentare. Este vorba de o lege cadru și nu este vorba de acea lege care produce acele efecte imediate de care vorbește domnul deputat din Plângău. Asta este ceea ce am văzut noi, asta este ceea ce spun eu în calitate de reprezentant al guvernului. Și ar fi o anomalie în genere ca guvernul Republicii Moldova să aibă poziții diverse după ce legea este intrată în vigoare cu Parlamentul Republicii Moldova. La noi, guvernul Republicii Moldova demisionar a considerat că absolut toate serviciile de traducere se fac pro bono. Da. Este un serviciu destul de costisitor și am dat referire doar la cheltuielile pe care le are Parlamentul pentru traducere. Peste 1,5 milioane de lei în fiecare an, dar în cazul de față, în cazul numai în care... Pentru traducere? Doar pentru traducere, pentru serviciu de traducere. În cazul în care legea ar fi... ar produce efecte juridice, atunci noi vorbim despre absolut toate instituțiile statului să traducă toate actele pe care le-au adoptat în mai multe limbi. Ceea seama. Ce sunt, este o sumă enormă. Eu îmi imaginez în instanțele de judecată ce s-ar întâmpla în cazurile astea. Ar fi o situație foarte complicată. Pentru foarte că sunt dosare care au câteva 10 de volume. Dar nici nu despre asta este vorba. Eu am spus, părerea mea că guvernul nu a dat un aviz pentru că cel mai probabil, luând în considerație toate argumentările juridice, avizul ar fi trebuit să fie unul negativ, pentru că guvernul deja nu poartă doar o răspundere politică pentru semnătura pe care o face. Luăm publicitate acum. După pauza de publicitate o să discutăm și despre situația cu procuratura, cu procurorii și mai multe subiecte interesante. După pauză. Revenim la discuție. Am spus că în partea asta a emisiunii o să discutăm despre situația de la procuratură și ceea ce se întâmplă cu dosarele de la care noi avem mari așteptări și de la procurorul general Stoian Oglu, de asemenea, la fel de multe așteptări am avut la începutul investirii domniei sale în funcție. Prima întrebare, domnule Plângău, vreau să ne spuneți cum vi s-a părut perioada asta de un an de mandat a domnului Stoian Oglu, dacă sunteți mulțumit, pentru că eu mi-amintesc o declarație pe care ați făcut-o la mine în emisiune atunci, când la câteva luni după ce a fost investit domnul Stoian Oglu, erați destul de optimist. Îi dădeați un credit de încredere într-un fel, erați curios să vedeți ce o să înceapă. Iată că a trecut un an, cum vi se pare? Sigur că așteptările au fost enorme și de fiecare dată cotăm orice persoană, cel puțin așa este corect, cu bună intenție, cu bună credință. După un an de zile, evident, eu m-aș fi așteptat să fie soluționate sau cel puțin să avem niște rezultate față de cazurile foarte puternic mediatizate în presă, cum este furtul miliardului, laundromatul, alte furturi și delapidări de proporții care s-au petrecut ultima perioadă în Republica Moldova, din păcate, mari rezultate, cel puțin din informațiile pe care le cunosc, nu prea am văzut, evident. Nu știu cât o să mai așteptăm până vom vedea oameni responsabili de tot rău care s-a produs în Republica Moldova să fie trași la răspundere și cel puțin măcar sunt absolut conștient că toată suma de bani furată
din Republica Moldova nu poate fi recuperată, pentru că Dumnezeu știe deja pe unde, după atâția ani în care nu s-a făcut absolut nimic pe dosarele respective, dar cel puțin măcar să vedem la pușcării. Eu mă uitam la reacțiile oamenilor la o altă emisiune, în comentarii ce scria lumea. Lumea într-un fel zice, da, gata, banii ceia, știi cum te-au furat, da, măcar să știi cine te-a furat. Și cei care te-au furat să facă pușcărie. Cel mai important că noi cunoaștem cine a furat. Cel mai interesant lucru că noi cunoaștem cine a furat. Despre asta se vorbește încă de pe 2015 în spațiu public. Problema că nu noi vedem la răcoare. Asta e problema. Și e evident ca cetățean cumva și mă doare, pentru că s-au făcut atâtea lucruri urâte în statul ăsta și suntem în sărăcie și acum avem nevoie de bani mai mult ca niciodată. Și oamenii ăștia în continuare ies pe la televiziune, își construiesc televiziuni, ies pe la emisiuni, își pun cravate, spun că, nu știu, promit oamenilor lucruri. Păi, au bani. Am văzut, revenind la interviul pe care l-ați oferit ieri, dumneavoastră destul de optimist în continuare în privința domnului Stoianoglu, l-ați lăudat, ați spus că aveți încredere în continuare în el, da? Pe ce vă bazați? În care credeți dumneavoastră sau care sunt realizările domnului procuror general în acest an? Haideți să începem de la ce, că dumnealui are calități deosebite. Eu, încă așa procuror general pe teritoriul Republicii Moldova, nu am văzut. Este o persoană extrem de curajoasă, profesionistă și încăpățânată. Și este imposibil de-l controlat. Lui nu poți să-i dai indicații de la nivel politic. Și asta m-am convins pe parcursul anului, nu o singură dată. Ați încercat și nu? Nu. Eu am văzut în anumite... Dacă v-ați convins. Deci am văzut în anumite contexte, discuții, dumnealui, dacă are opinia, și tu chiar dacă îți spui opinie, el te ascultă oricum să fac așa cum consideră el anume ca procuror general. Deci nu este vorba că am încercat eu să dau, dar am văzut pe diferite platforme cum reacționează el în cazul în care cineva ar putea să-și spună opinia, că uite, aici ar trebui așa să fie. Bun, așa. Hai să vorbim un pic de realizările pe care le vedeți dumneavoastră. În ce privește realizările? Deci dumnealui cel puțin știm cu siguranță că a targetat cazul domnului Plahotniuc. A targetat și acționează concertat anume asupra cazului respectiv. Avem situația că domnul Plahotniuc nu este, spre exemplu, în țară. Cazul cetățeanului sau domnului deputat Șor. De asemenea, înțeleg că el de asemenea este targetat de către domnul Stoianoglu. Și în continuare, pentru a desfășura aceste anchete, pentru a duce la un bun sfârșit aceste cazuri, este nevoie să se respecte tocmai procedurile legale. Dreptul la un proces echitabil. Ori noi avem deja situații ca de tipul cazul Filat, cazul Platon. Unde da, și o să vorbim despre cazurile astea. Unde am vorbit despre acea justiție selectivă. Nu vreau și eu sunt convins că nici procurorul general nu-și dorește ca cineva vreodată să învinuiască de justiție selectivă și că dumnealui acționează doar pentru a se răzbuna și doar din interese politice sau de altă natură și acționează în strictă conformitate cu procedurile penale, iar când tu acționezi în strictă conformitate cu procedurile penale, mai ales în cazuri complexe, asta durează și durează mult timp. Uitați-vă. Și asta este important. O întrebare pe care foarte mulți din cei care ne privesc probabil și o pun. Dumneavoastră, uitați-vă, ați ajuns la final de mandat, practic sunteți în demisie deja. Nu vă irită faptul că în mandatul dumneavoastră de ministru al justiției au fost eliberați niște oameni cu pete negre mari în țara asta? Haideți, eu nu... Eu înțeleg că rolul dumneavoastră în eliberarea lor, nu putem să spunem că l-am văzut. Dar faptul că asta s-a întâmplat în mandatul dumneavoastră, vă irită? Dumneavoastră, măcar ați încercat să întrebați pe domnul Stoianoglu. Domnul Stoianoglu, dar poate nu faceți asta chiar în mandatul meu. Domnule Călugureanu, pe mine partea politică, când este vorba de drepturile fundamentale, mai puțin mă interesează. Procurorul general este acel organ care are capacitatea de a evalua profesionist, din punct de vedere al procedurilor penale, cine trebuie să fie eliberat, în privința cui trebuie să fie înaintat de mers în instanța de judecat și în continuare,
instanța verifică acele demersuri și se expune conform prevederilor legale prin prisma codului de procedură penală. Nu sunt eu cel cu asemenea competență. Eu doar pot să intervin, Ministerul Justiției, ca Guvernul, Parlamentul poate să intervină doar și să modifice legislația în cazul în care constatăm că există disfuncționalități de în cadrul normativ, în cadrul căruia funcționează sistemul justiției al Republicii Moldova. Noi nu avem dreptul, nici moral, nici legal, de a interveni în cazurile individuale. Ne-am asumat răspundere pentru procurorul general, pentru judecători. Am oferit votul necesar. Eu pe procurorul general doar a fost comisia de preselecție, după ce a fost înaintat candidatura la Consiliul Superior al Procurorilor. La Consiliul Superior al Procurorilor noi am votat pentru candidatura dumnealui. În condițiile respective noi trebuie, știți, și suntem obligați să menținem această încredere până când nu constatăm anumite ilegalități, abuzuri din partea procurorului general. În rest, declarația dumneavoastră, după ce a fost eliberat Platon, da, o mai țineți minte? Ați spus că omul acesta nu trebuia să iasă din pușcării. Dacă mi-arătați declarația cum am spus-o, vă arăt. Să-mi fie interesant și mie. Nu ați spus asta. Eu nu mi-amintesc ce am spus. Nu mi-amintesc, dacă mi-arătați anume ce am spus despre Platon. O caut în... O asemenea tendință de grabă, mă tem că mulți o să spună și că e lanșor, de fapt, abuzuri sau comisii și așa mai departe. Nu, e important, pentru că dumneavoastră acum spuneți cu totul altceva, pe de altă parte. Păi nu, arătați-mi unde este. O să caut într-o pauză și vă arăt. Cum este menționat? Deci eu sunt... Dar nu în Facebook, ați făcut o declarație în cadrul unei emisiuni la un post de televiziune. Eu sunt convins că există elemente care ar urma să fie verificate împotriva, în privința domnului Platon. În ceea ce privește eliberarea dumnealui, eu am spus că procedura dumnealui era în proces de revizuire și transmis la rejudecare cazul și dumnealui încă nu este achitat, în care statut de urmărit penal, ținând cont de faptul că procesul era în procedură de revizuire. El doar nu a fost achitat de către instanțele de judecată. Probabil asta am menționat poate eu la acea etapă. Cunoașteți mai bine, dar... Pentru că nu mă expun eu cine trebuie să stea la pușcării și cine nu trebuie. O să caut imediat declarația și vă arăt. Mai bine situația, dar din cât înțeleg, poate există mai multe dosare în care figurează Platon, eu nu cunosc și nu mai implic în procesul ăsta penal, trebuie să ocupe procuratura. Dar este cert și am primit confirmare de la organele abilitate ale statului că domnul Platon are statut de martor și mai mult ca atât i-a fost asigurat în baza programului de protecție a martorilor pază din partea Ministerului Afacerilor Interne. Asta pe cazul și cum noi putem vorbi, dumneavoastră doar cunoașteți. Pe cazul furtului miliardului. Însă noi vorbim de acel alt caz unde era procedura de revizuire. Doar el era la Curtea Supremă, s-a depus cerere de revizuire, s-a solicitat suspendarea executării. Deci s-a solicitat suspendarea executării pedepsei, instanța a acceptat suspendarea executării pedepsei și el a fost eliberat până la examinarea revizuirii. Acordându-i statut deci ceva de tipul ăsta. Uitați-vă, cât domnul Plângău da. O să... Aici ați făcut declarația? Da. Da, ca să nu numim postul de televiziune și de aici începe citatul. Platon este ca și Plahotniuc, da. Sunt fenomene, epoci ale Republicii da. Moldova. Platon a avut o epocă, Plahotniuc a avut altă epocă. Evident că aceste nume deranjează, ca și numele Filat. Evident că politicienii încearcă prin... intermediul acestor persoane să-și obțină dividende electorale. Așa, acuși găsesc declarația scuze pentru legată de că Platonul trebuia să iasă. Așa. O să caut într-o pauză exact citatul ăsta ca să, da, să vi-l dau, pentru că eu astăzi l-am găsit și l-am trecut în aceste hârtii pe care le-am făcut pentru, le-am pregătit pentru emisiune. Așa. E interesant și ciudat într-un fel, pentru că pe 19 iunie 2020 dumneavoastră declarați la postul ăsta de televiziune că aveți tare multă încredere în Alexandru Stoianoglu, da. Procuror care a înaintat un demers la judecătoria Chișinău și care a dus la suspendarea executării pedepsei de către Veaceslav Platon, despre care dumneavoastră spuneți că este ca și Plahotniuc și deci eu am menționat că cazul domnului Platon, dumnealui, în care statut de condamnat și nu am negat și nu am spus în cazul lui urmează să fie cercetat dacă dumnealui nu trebuie să ajungă înapoi la încarcere.
Asta este ceea ce a făcut domnul Stoianoglu. Da. În plus, dacă domnul Stoianoglu îl consideră pe dumnealui că pe Platon, că el poate fi utilizat în calitate de martor pentru anumite cazuri unde necesită anumite cunoștințe speciale din domeniul bancar și asta este strategia utilizată de către domnul Stoianoglu, dar să-i oferim șansa domnului procuror general și să nu-i decidem noi lui cine trebuie să se facă acest lucru. Dacă oferi statutul de martor, nu mai poți oferi alt statut de bănuire. Pentru un anumit caz, nu pentru alt caz. Câte cazuri are? Domnul deputat, păi statut de martor, pe care caz dumnealui are? Păi dumneavoastră, care caz? Noi vorbeam de cazul care s-a dus în revizuire. El pe statutul ăsta are statut de martor. Eu nu cunosc de altele. Sunt și alte. Păi eu vă întreb pe dumneavoastră. Eu știu că dumnealui avea statut de condamnat și s-a solicitat revizuirea, suspendarea executării pedepsei până când se examinează revizuirea. După aceea, după ce ținem minte, deja, la ultima etapă, am aflat că a fost admis revizuirea și trimis la judecare, după ce ținem minte. În momentul de față, făcând o interpelare la organele abilitate, am primit confirmare că domnul Platon are statut de martor și este luat sub protecția Ministerului Afacerilor Interne și așa mai caz? Departe. Eu din câte cunosc, el este un caz în instanța de judecată. Eu cunosc doar de un singur caz. Dumneavoastră cunoașteți și despre alte cazuri în care el are alt statut. Eu, din pentru ce, că dacă din a, i s-a acordat statutul de martor, el nu mai poate fi... Din cele citite în presă, noi, eu cel puțin am citit, știu că a fost scandal în privința unui judecător din completul care urmează să examineze cazul Platon. Și cazul se examinează într-un complet de trei judecători și atunci s-a pornit inclusiv un scandal în privința unui judecător care urmează să examineze cazul domnului Platon. Deci există, înțeleg eu, un caz în procedură de examinare referitor la anumite chestiuni legate de, de acțiunile domnului Platon. Este retras acea învinuire? Eu nu cunosc asemenea lucruri sau cel puțin în presă nu a fost aruncate asemenea informații că a fost retras învinuirile în privința domnului Platon. Cel puțin eu nu cunosc. Dacă dumneavoastră spuneți că este așa ceva, eu îmi cer scuză, dar da. Nu au fost asemenea informații publicate de către Procuratura Generală. Sigur că mai puțin o să mă dau cu părerea, pentru că totuși sunt o persoană politică și nu poate fi folosit ulterior anumite declarații. Totuși mă deranjează, în primul rând, ca cetățean, mai multe aspecte. Există o scrisoare a Serviciului de Informații și Securitate publicată de Jurnal TV în care spune că domnul Platon în continuare încearcă mituirea judecătorilor și așa mai departe. Asta este informație SIS publică despre care pot să vorbesc. Da. Este înregistrările faimoase video în care domnul Platon ca în timpul, în perioada anilor 90, intră într-o instituție publică, mai mult ca atât, din câte am înțeles de la Ministerul Afacerilor Interne, în rând cu el erau și angajații MAI care îi asigurau protecția, da, în baza programului Protecția Martorilor, deci lucruri. Păi noi vorbim de Platon, ori de Stoianoglu, l-am justificat eu pe Platon. Da, stați un pic, că revenim... Noi avem o serie de proceduri, revenim la Andy. Se inițiază procese investiționale împotriva Republicii Moldova, aparent urme duc toți spre Platon. Energo Alliance-ul, care este în procedură încă de examinare în Paris și în Statele Unite ale Americii, da. Tot este... se pare că tot este legat în acest lume. În toată perioada aceasta adică din informațiile, nu le-am o să vă legat. Mai dau informații, bun. Domnul Platon a fost în Paris. Da? Da. Eu asta nu cunosc. După pauză îl mai întrebăm niște detalii pe domnul Plângău, poate ne mai spune pauză de publicitate acum. Revenim în studio. Despre Platon vorbeam și spuneați dumneavoastră că știți că a fost la Paris. A fost pe teritoriul Republicii franceze. Atât pot să detalii ce a făcut, cum a făcut, cum a plecat... Nu cunosc și nu. Dar el nu are voie să iasă din țară, da? Domnule Negaceschi, din ce știți dumneavoastră? Din informațiile oficiale, din cât înțeleg, nu există o asemenea interdicție. A, nu există, nu are interdicție de a părăsi țara. Așa, mă, poate domnul ministru o să ofere mai multe detalii. Interdicție, dar nu pot eu să ofer asta, procuratura poate să ofere sau eventual instanță dacă de dacă a plecat, trebuie dacă să am când? Da, din ce știți dumneavoastră? Că nu a fost la sfârșitul anului. Asemenea informații, dacă există careva interdicții, instanța de judecat pot să ne ofere informații sau procuratură. Da, o să ne interesăm mâine de treaba asta, o să facem și noi un demers să vedem dacă asta chiar s-a întâmplat. Legat de dosarul Șor, vreau să vă mai întreb și să ne spuneți dacă dumneavoastră sunteți ok cu dosarul ăsta, stă murat
la Cahul de atâția ani? Deci nu odată m-am expus public cu privire la faptul că consider că este absolut inexplicabilă amânarea la infinit a acestui caz. Mai mult... Bun, dumneavoastră sunteți ministrul al justiției. Oare? Corupția asta explică tot. Oare ministrul justiției nu poate să dea indicații? Sistemul judecătoresc este cea mai mare gafă când asta, se așteaptă. Ministrul justiției, membru și în Consiliul Superior al Magistraturii. Ministrul justiției poate să iasă cu reacții publice. În ceea ce privește Consiliul Superior al Magistraturii. Vreau să vă comunic. Eu am sesizat colegiul disciplinar cu privire la chestiunea respectivă. Mai mult, am sesizat Autoritatea Națională de Integritate cu privire la judecători, dar și procurorul de caz. Mai mult, am sesizat inclusiv și Consiliul Superior al Procurorilor cu privire la comportamentul eventual al procurorilor. Răspunsurile au fost de la CSM că nu există motiv de atragere la răspundere disciplinară, de la Procuratură din organul disciplinar, răspunsul a fost de același tip. Autoritatea Națională de Integritate, în genere, mi-a răspuns că petiționarul nu a prezentat careva probe pentru a iniția proceduri de verificare a averii judecătorilor și procurorilor. Petiționarul, deci ministrul justiției, este numit petiționar de către Autoritatea Națională de Integritate. Iată, asta a fost comunicarea. În ceea ce privește dosarul ușor, la o emisiune, am comunicat public, Ministerul Justiției a fost cel care a făcut demersuri către organele din statul Israel în ceea ce privește aducerea dumnealui pe teritoriul Republicii Moldova. Răspunsuri până când nu avem de la autoritățile cele. Conform a fost modificată legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii. Am criticat această lege, dumneavoastră, cunoaște. Probabil cel mai tare. Deci dumneavoastră mi-ați spus că eu sunt membru și nu am făcut nimic. Deci eu vă spun ce am făcut. Context. În același context, domnul ministru, astfel încât atunci am acuzat că majoritatea parlamentară încearcă să-și numească acolo membrii, să încăpăreze o anumită majoritate pentru a avea o anumită influență în sistemul judecătoresc. Organul de autoadministrare conform legii este Consiliul Superior al Magistraturii. Și după toate, nu știu, chinurile de modificare legislației pentru că legea cu privire la CSM, cred că nici nu mai țin minte de câte ori au fost modificate, dar proiecte în genere au fost vreo 10 la acest capitol. Și într-un final noi spunem că CSM-ul nu poate, asta nimeni nu e de da. Ați refuzat și la ideea evaluării judecătorilor, din câte înțeleg, și la multe alte idei, pentru că sistemul respectiv și cazul de la Cahul este un exemplu elocvent. Noi avem un sistem și judecători și procurori foarte buni, cinstiți, cu siguranță, care merită toată aprecierea din partea noastră, pentru că lucrează în niște condiții destul de ostile. Dar sunt o grupă de judecători și procurori. Și, din păcate, asta este confirmat prin faptul că nu avem însăși situația domnule de la deputat, Cahul. Aici privește consolidarea CSM-ului sau modulul de alegere este vina voastră. Nu legea a fost prost pregătită de Ministerul Justiției, dar modul în care ați desfășurat voi concursul pe teritoriul sau pe platformă parlamentară. Dar problema nu e în lege. Problema e în faptul că voi nu ați identificat acel consens larg la selectarea membrilor CSM-ului. Ați modificat și legea pentru a pune acolo un membru supleant la cei existență. Domnule era vorba deputat, de noi, noi ne amintim foarte bine perioada când a s-a... Fost, și ce lege a fost problema? Nu, sau în hotărârea curții în Parlamentul Republicii Moldova? În cadrul normativ, pentru că eu am sesizat Curtea Constituțională. S-a fost declarat neconstituțional? Paritate încă nu există, din câte înțeleg. Cum nu? Decizii din admisibilitate sunt. Nu a întrunit numărul nici, nu, adică paritatea de voturi. Nu, vreau să revenim un pic, să revenim la dosarul ușor. La evaluare, dați să spunem despre evaluare. Domnul deputat, dumneavoastră sunteți, ați participat la dezvoltarea acestei strategii și a planului de acțiune noastră, cunoașteți că Greco a salutat faptul că Republica Moldova a renunțat la proiectul de evaluare extraordinară externă ca fiind unul anticonstituțional și ne-a recomandat să utilizăm instituțiile deja existente. De ce noi nu am utilizat în cazul dat declarația de captivitate când guvernul a fost a pasul? Asta este întrebarea pentru mine. Noi am avut posibilitatea atunci să acționăm agresiv, însă nu s-a dorit. Acum, uitați-vă, după ce s-a stabilizat asta, situația, nici n-ai putut să utilizezi deja instrumente la limita, să-i spunem, a Constituției Republicii Moldova. Deoarece noi deja depășisem termenul ăla când putem să utilizăm declarația de captivitate. Chestiunea cu evaluarea externă se va reveni la ea, din câte înțeleg ea. Nu se va reveni. Nu se va reveni.
Eu am văzut declarațiile care s-au făcut de la președinție și din câte înțeleg... Când? După investirea doamnei După investirea s-a ieșit cu trei de... deci s-au stabilit prioritățile imediate, trei. Ulterior, doamna Maia Sandu, doamna președinte, din câte înțeleg, s-a pregătit a pleca spre Uniunea Europeană și a solicitat anume informații despre stadiul implementării strategiei și a planului de acțiune. Eu am urmărit cu multă atenție declarațiile doamnei Sandu pe domeniul justiției la Uniunea Europeană, unde a spus... Nu la Uniunea Europeană, eu vorbesc în mesajele care s-au făcut, care au venit până a merge doamna Sandu la Uniunea Europeană. Dacă nu mă greșesc, și evaluarea externă a judecătorilor e parte din... Dacă nu mă greșesc, pe data de 24 ori 25 noiembrie, dumne ei și-a anunțat prioritățile imediate. Unul dintre el a fost evaluarea externă. Da, însă și dumneai spus că dumneai are un proiect gata. Proiectul nu este, dar din mesajele care au venit deja când dumneai în calitate de președinte a fost la Uniunea Europeană, dumneai în principiu a declarat lupta cu corupția, asigurarea independenței sistemului judecătoresc și consolidarea instituțiilor. Deci prin scrisoarea care a fost adresată oficial către Ministerul Justiției s-a întrebat la ce etapă suntem noi cu consolidarea ANIU-ului și Consiliului Superior al Magistraturii. Eu v-am întrebat despre un dosar care ne doare pe toți și noi am alunecat un pic spre evaluarea externă, care e o discuție interesantă, dar fără cineva din... sau doamna Stamati, cel puțin, să vină să polemizați cu ea pe subiectul ăsta, nu vreau să mă bag în el. Acum, vorbeam de Șor și vreau să revin la el, să ne spuneți dumneavoastră, vedeți vreo finalitate în dosarul ăsta? Finalitatea trebuie să vadă instanța de judecat și sistemul procuraturii și oricum o să iasă la un final. Nu poate să nu iasă cu o decizie curte de apel. Nu, finalul, iată, uitați-vă, din că se schimbă judecătorul, din câte înțeleg, judecătoarea pleacă. Doamna Deleva. Da. Da. Și din câte țin minte, chiar și dosarul se reia de la capăt. Chiar și un procuror suspendat din funcție, dar nu-i facem publicitate, menționa în cadrul unei emisiuni. Dar nicio problemă cu procurorul, putem să-i facem publicitate. Deci domnul Morari, dacă nu mă greșesc, menționa că dacă pleacă un judecător din completul de judecat, în cazul dat, se schimbă judecătorul și nu este nevoie să se reia cazul de la început și dumnealui făcea trimitere. Asta domnul Morari spunea, dar eu am auzit și alte declarații făcute de alți judecători care spuneau că procedura trebuie reluată. Sunt soluții diferite, din câte înțeleg eu, codul de procedură penală, dar în același timp, eu din câte țin minte, din partea sistemului procuraturii a rosunat anumite informații, declarații, cu uite, există și alte urmăriri penale. Spuneți-mi, în privința domnului Șor, care de asemenea sunt instrumentate și eventual urmează să fie expediate în instanță de judecată. Ceea ce am auzit eu, ceea ce înțeleg, declarațiile, dacă au ieșit din partea sistemului procuraturii, ele sunt serioase, deoarece declarațiile procurorilor nu sunt declarații politice sau angajamente pur și simplu politice, ele sunt angajamente tehnice. Da, sperăm să vedem rezultate pe dosarul Dar ăsta. Dar repede nu se va primi. Uitați-vă o lege, în mod normal, ea trebuie să fie dezbătută luni de zile. Așa este procesul democratic. Și nu se primește. Dar un dosar penal, cum vă închipuiți voi într-o lună de zile să fie instrumentat un caz penal? Sunt 4 ani și ceva, domnul Năgăcescu. Care 4 ani? Împotriva cui? Împotriva lui Șor. Dosarul lui Șor nu stă 4 ani la... Nu, cahul. Nu ziți 4 ani. Nu sunt 4 ani, vreo 2 ani. 3 jumate. Vreo 2 ani. Vreo 2 ani. Noi despre ce vorbim, domnule? Că nu am ajuns la 4. Eu altceva am vrut să spun. Stau Ianoglu a intervenit abia de un an înapoi. Deci ce trebuie să facă dumnealui? El trebuie să bazeze pe prevederile codului de procedură penală. El nu poate să dea indicații instanțelor de judecată. El poate să facă demersuri, să facă solicitări, sesizări în calitate de membru eventual a CNSM-ului. Bun. Adică aceleași instrumente. Instrumente nu pe poate domeniul, să ia telefonul pe segmentul și spun, dumneavoastră. Auzi, doamnă judecător, tu așa trebuie să faci. Asta este inadmisibil. Ne întoarcem la practica veche. Asta nu trebuie este să acceptăm. Chiar și cazul ăsta că domnul Morari a ieșit din arest preventiv. Asta demonstrează încă o dată că justiția acționează independent și nu la indicațiile procuraturii. Și asta este bine. Asta vreau și eu să văd. Chiar dacă sunt cazuri care deranjează, dar când eu văd că sunt cazuri unde eventual instanța nu acționează coordonat cu procuratura, asta presupune că deja apar anumite elemente de independență. Nu mai este statul capturat. Eu am vorbit cu mai mulți judecători care îmi spuneau, mie în calitate de ministru, domnule ministru, spuneți-mi, vă rog, unde trebuie să ne ducem noi ca să audă
opinia publică să audă politicienii că noi astăzi nu mai suntem presați ca pe perioada statului capturat. Noi astăzi răsuflăm liber. Noi astăzi examinăm cazurile liber. Să vină la televiziune și noi vorbim de 3-4 cazuri. Dar în instanță sunt zeci de mii de cazuri și nu este problema în întreg sistemul ca atare. Este vorba pur și simplu de câteva cazuri sensibile, targetate de către opinia pentru publică, că aici de către sistemul politic. E vorba de foarte mulți bani. De acord. Bani furați care au afectat economia măduvă. De acord, de acord, dar aici problema este aici una complexă, nu doar în sistemul judecătorului. E foarte important ca cel care fură o găină să fie pedepsit. Așa este. Da, e mai important ca cel care fură o țară să este fie pedepsit. Păi și problema dar semnalul a fost... Problema este, haideți să ne uităm în primul rând la nivel de legislativ, pe perioadele din 2014 până încoace, câte legislații s-au modificat pentru a se ascunde urme. Haideți să ne uităm la nivel de executiv, câte hotărâri de guvern, la nivel de diferite agenții. Bun. Deci structura este atât de complexă pentru Procuratura Generală. El are acum un puzzle extrem de complex și trebuie să intervină pe lângă imunitățile eventuale a deputaților, fiindcă este destul de greu să atragi tot Parlamentul sau 51 care au votat la acea etapă. Eu nu-mi închip. Asta pentru mine este utopie. Deci el trebuie să evite acele cazuri utopice, acele elemente utopice ca să ajungă la soluția care lui trebuiește. Da. Și asta nu este atât de simplu. Spuneți-ne dar scurt, dacă ați participat la ședința CSM-ului la care s-a decis repunerea în funcții a judecătorilor din Landromat? Nu, eu am fost, dacă nu mă greșesc, 5 minute. Eu din luna iulie undeva nu mai particip la ședințele Consiliului Superior al Magistraturii. Dar la ședința asta ați fost pe 5 minute, ați spus? Nu, eu mai înainte am fost, eu nu țin minte ce se examina atunci când a fost și un mini-protest făcut și de platforma DAS și de Partidul Acțiune și Solidaritate. Se numeau în funcție judecători și atunci am fost și am transmis un semnal. Dar de ce ignorați CSM-ul? Dintr-un simplu motiv, că noi nu am găsit numitor comun în primul rând cu membri. Eu am considerat că dumnealor nu acționează în interesul societății, dar acționează totuși corporativist, s-a pornit anumite confruntări. În același timp, deja am pornit procedurile legale pentru a exclude Ministrul Justiției din componența Consiliului Superior al Magistraturii prin modificarea Constituției, așa cum ne cer partenerii noștri de dezvoltare și condițiile date. Informațiile pe de care fapt, am pus am în aplicare în principiu din informațiile proceduri pe care le aveți dumneavoastră, fapt, domnul Stoianoglu, a participat la ședința respectivă a CSM-ului? Eu nu monitorizez ședințele decât ceea ce apare, fiindcă ziarul de gardă observ că este foarte atent în ceea ce privește ședințele CSM-ului și în principiu mă informez despre președințele CSM-ului de pe ziarul de gardă. Am înțeles. Bun. Despre anticipate vrem să vorbim un pic. Nu știu, avem destul de multe chestii de discutat încă și vrem să mergem cumva mai rapid. Dumneavoastră ați dezvăluit ieri seară ceea ce ar fi discutat Maia Sandu cu Ion Chicu după investirea din 24 decembrie. Domnul Chicu a dezvăluit chestiunea respectivă. Eu n-am auzit de la domnul Chicu. O să reproduc declarația pe care ați făcut-o dumneavoastră și o să ne spuneți dacă am înțeles-o corect. Ați spus așa și vorbiți într-un fel cu vocea domnului Chicu, așa i-a propus domnul Chicu. Doamna Maia Sandu, hai să lăsăm acest guvern cu toate împuternicirile și să ne înțelegem cu Parlamentul să nu lucreze 3 luni, să fie blocată procedura legislativă ca să avem un guvern care își poate asuma răspunderea, ca să nu fie blocat statul și relațiile externe. Dar ea a refuzat. Ea a spus, nu, guvernul trebuie să demisioneze. Da. Așa ați spus. Eu am parafrazat, bine, eu am transmis un mesaj, în esență ideea era foarte simplă. Parlamentul Republicii Moldova se intre în procedura de blocare a procedurilor legislative. Guvernul Republicii Moldova, ca organ executiv, are competențe de plin în cazul respectiv. El poate să gestioneze mai eficient și pandemia, în plus un guvern competență de plin, poate să-și angajeze răspunderea. Adică domnul Chicu i-a propus doamnei Maia Sandu ca guvernul să rămână cu puterile, să nu demisioneze, da? În sensul să nu se demisioneze guvernul. Pur și simplu să menținem stabilitatea până se ajunge la alegeri anticipate. O soluție calmă de a ajunge la alegeri anticipate fără a destabiliza situația politică din țară. Fiindcă un guvern în exercițiu, un guvern cu competenții de plin, el poate să-și angajeze răspunderea inclusiv pentru acorduri internaționale. Dacă guvernul se înțelege, spre exemplu, cu Parlamentul, cu
avem posibilitatea astăzi să încheiem un asemenea acord. Ne dați voi noi să ne angajăm răspunderea. Și Parlamentul, dacă este o înțelegere politică între Guvern și Parlament, își angajează răspundere pentru acel acord, și în cazul ăsta, intră în vigoare și vin banii Republica Moldova. În cazul ăsta, doamna Maia Sandu trebuie să aibă cumva siguranța că Parlamentul nu se va convoca. Deci PSRM-ul și Șor și transfugii nu se vor convoca timp de 3 luni. Asta este, domnule Călugurean, în politică totuși există niște angajamente politice, chiar dacă noi avem anumite nemulțumiri, când uite de uneori nu se țin de cuvânt, oricum maturitatea politică permite sau impune. Politicienii permanent să încerce să identifice soluții și consens politic. Fiindcă fără consens politic noi nu putem să ajungem nicăieri. Nu poate nici Curtea Constituțională să identifice soluțiile pentru noi, pentru politicienii în Parlamentul Republicii Moldova. Nici nimeni. Până când parlamentarii astăzi, ținând cont și de rolul activ al președintelui, până când parlamentarii împreună cu președintele nu vor identifica soluția politică pentru a ajunge la alegeri anticipate, nu ne ajută nimeni. Și totul asta o să fie fum până când ei nu se vor înțelege și nu își vor acorda credit, încredere unul altuia și nu se vor ataca, fiindcă este nevoie să te așezi la masă de discuții și să discuți sincer și să-ți asumi angajamente. Între businessmeni e același lucru. Deci tu ți-ai angajat răspunderea, tu deja trebuiește să faci. A fix același lucru și în guvern. Ca ministru vine cineva din afară și cu tine la discuții și tu dacă ai făcut o declarație, asta deja este un angajament. Asta e specific unui mandat de plin. Astăzi, de exemplu, ca ministru, nu poate să vină un ambasador și eu să fac angajamente politici dintr-un simplu motiv că eu astăzi nu mai pot face angajamente politici conform Constituției. Dar cuvântul spus de politician este foarte și foarte important, anume prin prisma regulilor astea politici de angajament politic. Da. Dumneavoastră nu credeți în varianta asta cu 3 luni? Am citit comentariul pe care l-ați făcut dumneavoastră. Nu cred. De principiu, izolarea Parlamentului este o procedură destul de complicată. Sunt două posibilități de izolare a Parlamentului. Da. Ambele țin în egală măsură de implicarea două instituții, instituția prezidențială și instituția parlamentară. Dacă ne referim la instituția prezidențială, acolo președintele Republicii Moldova decide, pentru Parlamentul Republicii Moldova decid 51 de deputați. Avem situația deja ipotetică să discutăm, nu are sens. La situația actuală, indiferent de discuțiile pe seama acestui subiect, și eu cred că până la expirarea termenului de 45 de zile, președintele Republicii Moldova va înainta un candidat la funcția de prim-ministru pe care îl va considera ea de cuviință, întrucât din circumstanțele speciei este lipsa voinții unei majorități parlamentare de a înainta un candidat președintului Republicii Moldova pentru a fi desemnat, și în aceste condiții, după înaintarea candidatului din partea președintelui Republicii Moldova, Parlamentul va decide, votează sau nu votează acel candidat și programul guvernamental, echipa de miniștri și așa mai departe. Celelalte aspecte, și s-au discutat foarte mult, s-a polemizat extrem de mult pe marginea acestui subiect, nu vor da roade, întrucât dacă nu se întrunesc condițiile impuse de Constituție, președintele Republicii Moldova, după expirarea măcar și a 90 și a 120 de zile, va merge la Curtea Constituțională cu decretul de dizolvare a Parlamentului și Curtea Constituțională va declara că nu au fost respectate condițiile constituționale prin care se dizolvă Parlamentul. Da, nu vi se pare un fel de joc de-a țara în situația asta? Mi se pare. Când cineva vine, președintele propune un candidat care și există o înțelegere din timp ca el mi să nu fie votat. Sigur că mi se pare. Arată cumva. Noi vorbim despre, domnul Călugureanu, noi vorbim despre stat. Noi nu trebuie să ne jucăm de-a statul. Păi da. Sau ne jucăm de-a funcțiile. Sau ne jucăm. Sau din ceea ce vedem. Încercăm să căutăm tot felul de șiretlicuri pe subiecte care vizează existența tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Evident, politicienii în cadrul alegerilor sunt numiți pentru a lua decizii în numele tuturor sau în numele cel puțin a celor care i-au votat. Dar odată ajunși în funcții, în special în funcții de demnitate publică, cumva politicienii trebuie să depășească anumite, nu știu,
lucruri care, și să gândească totuși cel puțin la interesul majoritar. În condițiile în care partidele politice din Parlamentul Republicii Moldova au decis, sau cel puțin așa au declarat, că trebuie să găsim mecanismul de a merge cât mai rapid la alegeri parlamentare anticipate, și aici sunt foarte multe motive. Pe lângă motivele strict politice, că au fost votate proiecte toxice, că au fost traseiși politici și așa mai departe, acest Parlament, din punctul meu de vedere, nu poate să se înțeleagă în interiorul său pentru a livra produse calitative pentru cetățenii Republicii Moldova. Mă refer aici și la proiecte de legi. Este o confruntare în momentul de față care cel mai probabil poate fi depășit doar în urma unor alegeri parlamentare. După se vor calma spiritele și va începe a funcționa. În același timp, există un cadru normativ constituțional care spune foarte clar cum poate fi dizolvat Parlamentul. Constituția este mai presus decât orice funcționar, decât orice situație de moment. Și cadrul constituțional ne spune foarte clar. Președintele înaintează candidatul la funcția de prim-ministru și Parlamentul, toate partidele au spus că nu votează, și mergem la alegeri. Nu, dar știți că se poate. Și eu chiar cred în scenariul pe care l-a descris la un moment dat, încă era președinte de țară, Igor Dodon, când a spus că poți pui și o taburetă acolo și în Parlamentul de la Chișinău se vor găsi niște deputați care vor vota. În momentul de față, și atunci, într-un fel, e de înțeles această reticență a Maie Sandu, care încearcă să caute alte soluții, și am văzut această sesizare depusă de cei de la PAS la Curtea Constituțională. Da, este și, există jurisprudență a Curții Constituționale în domeniul ăsta, pentru că au mai fost dispute politice de subiectul respectiv. Orice tip de șiretlic, mă tem că doar prelungești chinurile în care, prin care trece acest Parlament, cât și întreaga noastră societate, și cetățenii se uită la noi, nu știu, că deja eu obosesc să mă uit la toate jocurile astea care se fac pe sub mas, da hai așa, da hai așa. Există Constituția, ea trebuie respectată. Dacă domnul ministru a spus că trebuie să fie o asumare, inclusiv politică, dacă partidele politice au spus că gata, mergem la anticipate, mergem la anticipate. Ajunge la un consens cu Maia Sandu, cu președintele, pentru că ambii poartă responsabilitatea pentru situația în care se află Republica Moldova, și atunci decid. Bun, și inclusiv sub aspectul, în perioada cât mergem anticipat, cine își asumă responsabilitatea pentru că am văzut declarația pe care a făcut-o Maia Sandu, dacă nu greșesc, aseară, care a spus că ea, săptămâna aceasta, nu va înainta niciun candidat. Într-un fel sugerând că s-ar putea să o facă poate săptămâna viitoare. Poate așteaptă socialiștii să înainteze o candidată. Eu nu cunosc. Și știți, deja depășim noi. Cert este că recent am văzut că s-au majorat prețurile la petrol. Și eu nu știu dacă asta neapărat au fost, s-au speculat foarte mult că politicul ar fi implicat. Și domnul Lăgăcevski a nu speculat cunosc. Pe Facebook treaba nu asta. Cunosc. Cert este că în perioada în care țara nu este guvernată, evident o să găsească în toată băltoaca asta politic și așa mai departe, oameni care o să încerce să profite pe seama asta, întrucât chiar dacă guvernarea este rea, ea poartă răspundere politică și cetățenii s-ar putea să nu mai voteze. În cazul în care lucrurile merg prost. În cazul în care, spre exemplu, dau un exemplu ipotetic, socialiștii erau să fie la guvernare, era să fie majorat prețul la petrol, cetățenii erau să taxeze Partidul Socialiștilor. În cazul în care, spre exemplu, platforma DA era să fie la guvernare și să majorau prețurile la petrol, platforma DA era să fie blamată și... Nu, dar în cazul ăsta pe cine credeți că taxează poporul? În cazul dat, avem o situație destul de interesantă în care nici nu știe pe cine să blameze. Spre exemplu, eu ca deputat, în momentul de față, am de adresat niște demersuri oficiale către instituțiile statului și nu primesc răspunsuri pentru că nu știu, adică nu există așa o situație în care... Da, dar ce a fost cu postarea asta? Și cel mai chiar important că domnul ministru nu răspunde pentru Parlamentul. Principala funcție a Parlamentului este adoptarea cadrului normativ și monitorizarea implementării cadrului normativ, da, inclusiv sub aspectul guvernului. Și acum eu nu, domnul ministru nu răspunde în fața nimănui pentru acțiunile pe care le face. Domnule Călugăreanu, deci politica, în genere, puterea este despre angajare de răspundere.
În situația în care tu accezi la putere, da, tu ți-angajezi răspunderea pentru tot binele și tot rău din țară. Ești tu responsabil, de judecarea cazului Platon sau Șur? Nu ești tu responsabil, tu ești ministru al justiției, tu comunici din numele sistemului judecător. Da, dar ați văzut că v-ați dat cumva într-o parte, păi nu ați vrut să răspundeți legat de situația cu Platon. Astăzi, domnule Călugăreanu, eu în genere nu mai răspund de nimic în țară. Asta dintr-un simplu motiv că eu sunt ministru al justiției în demisie și asta presupune că eu deja nu mai am angajamente politice. Eu doar administrez în elemente publice. În ceea ce privește creșterea prețului la petrol, sunt convins că există circumstanțe obiective, dar în același timp există și elementul ăsta subiectiv. Cum se spune în limba rusă, в мутной воде ловится хорошая рыба. Dar ce treabă are președinția? Uitați-vă, eu am postarea dumneavoastră deci de sâmbătă. Noi vorbim politic. Vreau să înțeleg, ce domnul are președinția cu scumpirea carburanților? Politic, vorbim despre angajare politică cu privire la problemele din țară. Guvernul este în demisie. El nu reprezintă o putere astăzi. Este un vid de putere în privința guvernului. Așa, Parlamentul Republicii Moldova nu avem majorități declarate. Este o incertitudine totală. Dar noi nu avem regulatori pe domeniul energetic. Deci noi vorbim de partea tehnică, regulatorul se referă anume la partea tehnică. În ceea ce privește angajarea politică, se face deja de către una dintre puterile în stat sau unul actor care este ales de către popor. Așa. Și dacă Parlamentul este în incertitudine astăzi, în ceea ce privește care parte a Parlamentului reprezintă putere, noi nu putem să pretindem de la Parlament că uite, el își angajează politic răspunderea. Guvernul este cu probleme. Unica instituție astăzi care este aleasă recent de către popor este președintele Republicii Moldova și toți insistă că Parlamentul trebuie să ducă... Ceea ce spuneți dumneavoastră consună perfect politic, cu... noi solicităm de la președinte. Consună simplu. Perfect cu ce a promis la un moment dat Igor Dodon, care la plecare din funcție a spus că noi vom avea grijă ca populația să afle cine este responsabil de situația din țară de aici încolo. Astea sunt regulile democrației. Așa se întâmplă în orice adică situație. Vine noaptea de 16 decembrie, PSRM, Șor și Transfugii votează politica bugetar-fiscală, bagă acciz de 9% majorat. Haideți să căutăm vinovatul. Scumpesc carburanții și pe fondul ăsta dumneavoastră veniți cu postarea în care acuzați președinția de scumpire carburanților. Domnul Nagăcescu, astăzi puteți să mă învinuiți cât doresc. Doriți dumneavoastră dintr-un simplu motiv. Eu vreau să înțeleg logica unei astfel de poste. Eu astăzi sunt public deja practic în demisie. Eu angajamente politice nu mai am. Puteți să-mi spuneți ce doriți, dar lucrurile se vor agrava și în măsura în care noi nu vom pune presiuni pe cei care pot să deblocheze criza politică, noi vom ajunge la aceea că asemenea situații se vor perpetua și vor apărea în alte structuri economice din care noi ne hrănim din Republica Moldova. Eu am senzația că dumneavoastră vreți cu orice preț să scăpați mai repede de funcția asta să vă ocupați de apucător. Dumneavoastră credeți că este o plăcere nemaipomenită ca tu să fii ministru în demisie, să nu ai în genere instrumente, să înțelegi că lucrurile sunt destabilizate și tu nu ai în genere instrumente pentru a depune eforturi? Cum au plecat și alții? Păi, dacă tot v-ați plictisit de funcția asta? Nu e vorba de plictisit sau neplictisit. Este sau vorba, nu mai place? Este vorba de te-ai angajat într-o sarcină. Eu m-am mai dat și alții. De păcate, sub aspect, nu știu cum de e obligat pe ei să continue administrarea. Bine, ei au găsit formule, au pus secretari care să gestioneze situația. La nivel de Ministerul Justiției, chiar mie mi-a fost greu să identific o persoană care eu să transmit anume gestionarea Ministerului Justiției pentru ca eventual eu să plec din cadrul Ministerului Justiției. Dacă tot sunt politician, sub da, scurt, că intrăm în o altă pauză de publicitate. Și... După alegerile prezidențiale, presupun că Partidul Socialiștilor, Igor Dodon, a înțeles că aflându-se la guvernare, de fapt asta inclusiv a cauzat diminuarea ratingului politic, eram în criză și așa mai departe și alte greșeli de aici comentăm. În contextul incertitudinii, vor fi, nu vor fi alegeri parlamentare anticipate, evident că nimeni nu-și vrea să-și asume, din punctul meu de vedere, cam asta eu înțeleg, nimeni nu-și vrea să asume responsabilitatea față de treburile care se întâmplă în Republica Moldova, pentru că dacă intrăm
în campanie electorală, da, trebuie să critici pe cineva. Deci din acest motiv a căzut și guvernul Sandu, se pregăteau de prezidențiale, da? Așa, asta nu este. Nu știm, luăm publicitate, revenim după pauza de publicitate cu ultima parte a emisiunii. Intrăm cu ultima parte a acestei emisiuni. Ultimul element pe care vreau să-l discutăm legat de alegerile anticipate, eventuale alegeri anticipate, dacă se merge, dacă admitem că se merge pe formula celor 3 luni, a doua formulă de dizolvare a Parlamentului, adică se așteaptă 3 luni, Parlamentul nu este lucrativ, nu este adoptată nicio lege și atunci președintele poate dizolva legislativul. Dacă se merge pe formula asta, cele 3 luni, de când încep să curgă? Pentru că am auzit... De la 1 februarie. De la 1 februarie. Exact. Adică vacanța parlamentară nu se ia în considerare. Nu se ia în considerare. Asta înseamnă asta mult. Asta e prevăzut în mod expres în Constituție. Parlamentul are obligația de a activa în perioada ședinței, când se fac ședințe ordinare. Vacanța în care se află Parlamentul este expres prevăzută de Constituție. Se face iarna și se face vara. Și să obligăm, spre exemplu, oricare angajat să iasă la lucru în perioada în care se află în concediu. Da. Asta înseamnă sfârșitul lunii aprilie sau începutul? Exact. Și până atunci, oricum, expiră termenul constituțional în care trebuie să fie înaintat o candidatură la funcție de prim-ministru. Și aici iarăși apar multe probleme. În cazul în care, aici putem vorbi în mod ipotetic, luând în calcul doctrina, expunerile, dar și anumite deja hotărâri a Curții Constituționale. Eu m-am expus la acest subiect. Consider în cazul în care trec 3 luni de zile și nu este înaintat niciun candidat la funcția de prim-ministru, doamna Sandu semnează un decret de dizolvare a Parlamentului, merge la Curtea Constituțională pentru a fi dizolvat Parlamentul. Aici nici nu trebuie să se implice Parlamentul, nici măcar un deputat nu trebuie, da, să se implice. Și Curtea, spune curtea că... poate spune că nu au fost întrunite condițiile de dizolvare a Parlamentului, întrucât Constituția prevede în mod expres că trebuie să fie 2 candidature care să ieșuieze pentru a fi dizolvat Parlamentul. Iarăși, aici la modul... Da, mai există și un alt scenariu în care, după ce, spre exemplu, președintele Republicii Moldova, care are un rol proactiv în situația respectivă, conform normei constituționale, trec perioada asta în care trebuie să fie desemnat un candidat, presupun că se vor găsi... Această perioadă de 45 de zile? 45 de zile, 90 de zile, dar 45 de zile trebuie să fie înaintată o candidatură deja. Începând de când? Începând din ziua în care și-a anunțat Chicu demisia. Ea poate nu neapărat să fie scrisoare scrisă, e suficient să... Deci, în acea conferință de presă. 23 decembrie și-a anunțat demisia. Și atunci, eu... 24. 23. Asta mai puțin contează. Termenul okay. Din cât înțeleg. 23 decembrie. Deci mai poate apărea un scenariu. Eu consider că pot apărea 34 de binevoitori în Parlamentul Republicii Moldova care să declanșeze procesul de suspendare a președintelui Republicii Moldova, să meargă la Curtea Constituțională. Curtea Constituțională, deja vedem ce decide. Fie spune că da, într-adevăr, președintele trebuia să înainteze un candidat și nu a făcut și atunci merg iarăși procedurile. Deci, asta înseamnă să intre în confruntări politice okay. între instituții. Haideți și nimic bun să desenăm până la urmă scenariul ăsta. Merg acești deputați, obțin suspendarea președintelui și atunci... Nu obțin. Suspendarea se face având 67 de deputați, mai ales după ce a fost revizuit jurisprudența Curții Constituționale. Vreau să mă refer strict la aspectul că se va începe o confruntare între instituții și atunci cu siguranță putem uita și de anticipate și de alte aspecte și de stabilitate guvernamentală și de guvern și de alte clar. Aspecte. Pe perioada nedeterminată. Poziția dumneavoastră este că Maia Sandu trebuie să înainteze nu poziția un mea, asta nu este poziția mea, asta scrie în Constituție. Da. Și în sensul ăsta, cât mai are Maia Sandu pentru a înainta acest candidat? Din momentul în care și-a anunțat Chicu demisia, da? Trebuie să curgă 45 de zile. Maxim. Da. Da, domnul Năgăcescu? Nu am obiecții. Am înțeles. Dar dumneavoastră, cu anticipatele, am înțeles că nu sunteți foarte entuziasmat și spuneți că lucrurile nu se vor schimba. Eu nu le văd logica.
Fiindcă mi se pare că dintr-un coș cu unde sunt merii otrăvite, spate de scos merile otrăvite. Ei, cum să vă zic? Eu iarăși, nu sunt politician, sper eu că fracțiunile parlamentare fac analizele necesare și înțeleg cine ar putea să vină în Parlamentul Republicii Moldova și dacă chiar cu adevărat, după eventualele alegeri parlamentare începate, noi vom avea acele persoane imaculate, acei 51 de deputați puri care să facă acea majoritate parlamentară, astfel încât să asigure și continuitate, putere și stabilitate. Pentru mine este o problemă să presupun că această soluție este cea mai eficientă. Nimeni nu cunoaște dacă rezultatul alegerilor anticipate va fi unul bun sau rău. Asta deja o să vedem după asta. Trebuie, da. Este că ne aflăm într-o situație în care în parlament aici... Pentru mine motivul este, eu consider că motivul este de altă natură, indiferent. Confruntările... Nu o să ia 51 majoritate, dar cel puțin o să ia mai mult decât 15 mandate și mai mult ca atât, dumnealor o să aibă un mandat deja pe 4 ani reînnoit la mandat care o să fie temporală, similar cu mandatul președintelui, ceea ce pentru președinte este important, că să aibă susținere din partea unei fracțiuni pe întregul mandatul președinției. De aceea s-ar putea ca în cazul alegerilor anticipate și senzația pe care o am eu este că asta e miza ca PAS-ul să aibă alți potențiali parteneri în viitorul Parlament. Eu nu cred că asta este miza. Pentru că e destul de complicat să mizezi și să faci combinații pentru binele țării cu deputații pe care noi îi avem astăzi în Parlament. Știți ce fel de deputații avem. Domnule Culugureanu, noi am avut un an electoral, anul 2020, însă agenda stabilită prin acordul omnibus, anumite multe restanțe care au fost de la guvernele anterioare, acest guvern a reușit totuși să le înlăture. Guvernul a lucrat destul de eficient, însă noi am avut o agendă electorală la nivel de parlament, ceea ce a dus la destabilizarea și luptele astea politice, au destabilizat inclusiv guvernul Republicii Moldova. Ceea ce presupune că acest parlament totuși are capacitatea de a crea majorități necesare pentru a promova agende importante pentru cetățenii Republicii Moldova și aici se poate de identificat formule consensuale pentru a gestiona treburile țării în interesul Republicii ce Moldova. Pot eu să vă zic că lumea nu este foarte entuziasmată de o astfel de situație pe care o descrieți dumneavoastră. A trecut o lună de când guvernul Chicu a plecat. Dumneavoastră personal trăiți mai bine ca cetățean al Republicii Moldova? Ați simțit că noi nu avem guvern? Eu sunt partea guvernului în demisie, dar eu vă spun un lucru. Ca cetățean, dumneavoastră, uitați-vă. Deci eu nu simt că noi avem guvern astăzi. Noi avem un guvern care este în demisie, este un guvern apatic. Iar un cetățean care îmi scrie zice că el nu simte că guvernul a căzut. Înțelegeți? Domnule Călugăreanu, dar cetățenii Republicii, asta și este. Deci dacă nu se simte, înseamnă că există un gen de asigurare a stabilității, înseamnă că se asigură careva treburi publice. Guvernele în demisie, ele deja nu se văd. Dar eu vă spun un lucru. Sau guvernul a lucrat cum a lucrat. Dar eu vă spun... Lipsa lui nici nu se simte. Care schimbări sunt, de exemplu, din 2020-2019? Haideți prin comparație să luăm lucrurile respective. Dar eu vreau să vă spun că la nivel de guvern, eu sunt ministru al justiției și eu știu că eu am foarte multe blocaje și eu știu că în cadrul Guvernului Republicii Moldova există o serie de disfuncționalități. Noi cer puțin astăzi, nu știm foarte bine, reieșind în legea cu privire la guvern, ce fel de proiecte noi putem să promovăm, ce fel de angajări eventual noi putem să facem pentru a bloca anumite situații administrative în cadrul guvernelor și ministerilor. Și așteptăm cu nerăbdare inclusiv și hotărârea Curții Constituționale pe sesizarea doamnei președinte, unde s-au declarat să solicite neconstituționalitatea unor prevederi din legea privire la guvern. Este ca cel mai probabil o să fie acordate prerogative suplimentare, însă cei ce ține de partea de asumare, nu cred că... Dar remanierile? La capitolul ăsta, remanierile. Eu nu știu, cel puțin analizând așa. Înseamnă că se dorește modul... să înlocui câțiva miniștri din guvernul respectiv și a să conserva situația acestui nivel, guvern. La nivel de asumări, în special pe planul internațional, deci eu nu cred că este relevant, întrucât nu neapărat că ține de noi, dar știu că statele, celelalte state... Vedeți, domnule Călugărean, mai este o soluție.
Se conservează guvernul ăsta, se oferă președintele dreptul de a face remanieri. Probabil dumneavoastră o să încerce să înlocuiască anumiți miniștri, să-și pună miniștri de săi interimari și iată să conserveze situația până la eventualele alegeri anticipate. Dar asta e oricum e o soluție de criză politică. Cel puțin la nivel de anumite inițiative pe care poate să le facă un guvern cu un puterniciri de pline, nu poate să le facă. Da, sigur, asta nu e soluție de durată. Da. Ieri la TVR, dacă nu mă greșesc, doamna președinte menționa că uite, există anumite state ale Uniunii Europene, unde este posibil de încheiat, adică guvernul să aprobe hotărâri cu privire la anumite acorduri de grant, mai ales că banii se vin gratuit și pentru executarea legii bugetului. Nu exclud că este și intenția respectivă să utilizeze acest soluția guvern. Soluția probabil că s-ar putea să o vedem dacă reieșim iarăși din declarația pe care a făcut-o Maia Sandu aseară, s-ar putea să vedem o soluție pe segmentul ăsta săptămâna viitoare. Nu știu ce fel de soluție de poate fi. Constituțională? Nu știu. De la văzut. Curtea Constituțională de la noi s-a solicitat punctul de vedere de la guvern pe data de 27 ianuarie să-l prezentăm, după ce ținem minte. Pe sesizare pe ce? Sesizarea cu privire la oferirea atribuțiilor suplimentare miniștri guvernului și plus remanierile guvernului. Am înțeles. Vă întreabă cineva dacă aveți cetățenie română. Da, eu niciodată n-am negat asta. A, aveți cetățenie română. Da. Da, și spun că li se pare ciudat ca un cetățean român să facă să fie un fel copii de avocat al limbii ruse în Republica Moldova. Nu, eu sunt, nimeni nu înțeleg, eu nu sunt avocat al cărorva limbi, eu sunt avocat al drepturilor fundamentale. Și în cazul în care constat că prin anumite formule politice pot fi afectate drepturile fundamentale, eu am să apăr chiar dacă am să iau pietre în cap. Fix așa a fost cu sistemul de vaccinare, fiindcă când a pornit problema cu rujeola, eu am intervenit și am spus că vaccinarea este un drept. Atunci mulți mi-au sărit în cap, dar eu am considerat că asta este obligația mea cetățenească să intervin ca să apăr un drept fundamental, dreptul la viață privată. Da, dumneavoastră la integritatea fost atunci doar avocatul antivacciniștilor, într-un fel. Eu nu am fost avocatul antivacciniștilor. Sau chiar credeți că... Eu am fost avocatul unui drept fundamental. Dreptul fundamental de a-ți administra sau de a nu-ți administra decizia. Dar dumneavoastră, opțiunea dumneavoastră cum? Care este? Eu sunt, din cât îi cunosc, sunt vaccinat în copilărie ca și toți, fără nicio problemă. Cu copiii de asemenea, au fost administrate anumite vaccinuri, dar pot să vă spun că după administrarea vaccinului antirujeolic, am avut mari probleme până am reabilitat copilul mai mare, deoarece vreo două luni, într-o lună sau într-o lună jumătate, el a făcut de trei ori pneumonie. Și atunci mi-au apărut și mie întrebări dacă este în regulă tot cu sistemul ăsta bun, de vaccinare da, Republica Moldova și am început a studia. Dacă tot am început să vorbim despre, și suntem pe final de emisiune practic, să vorbim un pic și de vaccinul anticovid. Tot în context cu faptul că dumneavoastră ați fost cumva apărătorul celor care pledau pentru împotriva vaccinurilor antirujeolă. Nu împotriva vaccinului antirujeolă. Eu am fost permanent pentru liber arbitru. Așa. Adică să decid eu singur îmi administrez vaccinul okay. sau nu haideți administrez să vaccinul. Vorbim asta nu e antivaccinism. În privința vaccinului anticovid, dacă credeți că e ok să fie administrat, dacă vi-l veți administra. Eu azi am expus public opinia Ministerului Justiției, mea în calitate de ministru, unde am spus că importul vaccinului pe teritoriul Republicii Moldova trebuie să se facă nu pe criteriu politici, dar pe criteriu eficienței și inofensivității acestor vaccinuri. Doi. Constatat de cine? Inofensivitate? Păi, de cadrele medicale, de specialiști medicali, cei care au calități și capacități de a ne spune că ele sunt adecvate, nu politicieni. OMS-ul. Nu politicieni. Este o autoritate pentru nu politicieni. Există o serie de instituții care ne spun dacă sunt bune sau nu sunt bune vaccinurile. Există diferite platforme de import a vaccinului și de constatare. Da, formula de precalificare este la OMS. Există și acorduri bilaterale în cazurile în care este nevoie. Dar asta o lăsăm într-o parte. Și ideea este una. Să nu fie pe criterii politice chestiunea cu vaccinurile. A doua, asta, administrarea vaccinurilor este un drept. Și a treia, cetățenii trebuie să aibă dreptul să-și aleagă producătorul
acelui vaccin care și îl administrează. În ceea ce privește dacă îmi voi administra eu sau nu vaccinul, eu am anticorp, deoarece eu deja am avut COVID-19. 8 luni mai din momentul... Păi revin deja asupra chestiunii respective ulterior. Totuși eu am să contez, eu am 38 de ani și totuși contez foarte mult pe propria imunitate și nu știu dacă eu am să fiu gata să-mi administrez vaccinul anticovid. Și am văzut că e o problemă, dar în același timp am putut să depășesc o dată, cred că am spus depășesc o două ori. Dacă îmi spuneți că nu ar trebui să fie adus pe criterii politice, ce aveți în vedere? Pentru că am văzut declarații făcute de Igor Dodon, că el... Nu vreau să personalizez. A fost un mesaj general, acum nu vreau să spun cine face politică pe seama vaccinurilor, dar vreau asta să fie un semnal. Nu încercăm să identificăm vaccinuri pe criterii politice de către nimeni. Trebuie să aducem tot tipurile de vaccinuri posibile și imposibile în care ele sunt omologate la nivelurile corespunzătoare. Asta este important. Pentru că declarațiile care se fac și aici și peste Nistru, pe mine un pic mă pun în gardă. Deci, pe dumneavoastră nu? Pentru că noi avem Sputnicul care nu este omologat de OMS, dar cineva vrea să importe 30.000 de doze. Nu vreau să fac politică pe seama respectivei teme. Și nu vreau să acum să ajungem să intrăm în polemici pe chestiunea dată. Da. Doar vreau să nu fie politică. Eu vă spun că există diferite formule, diferite platforme de import a vaccinurilor. Am înțeles. Și diferite formule de omologare. Mâine la 15 are loc această ședință a Comisiei de Selectare a Judecătorilor la Curtea Europeană din partea Republicii Moldova. Preselecția doar. De preselecție, da. Din câte înțeleg ambii, sunteți președinte a acestei comisii. Vreau să vă întreb, vă întreb dacă Pavel Abraham a rămas retras, așa cum am văzut decretul doamnei Sandu, sau el este în continuare membru acestei comisii? Dumnealui și-a manifestat intenția de a participa în continuare în calitate de membru. Dumnealui este a comunicat un decret prin care nu a fost delegat persoană. Arătați-mi decretul. Nu este decret. Este o scrisoare semnată de către doamna Sandu, unde se spune că se dispune. A dispune se face fie prin ordin, fie prin decret. Adică trebuie să existe un act administrativ. Scrisoarea nu este act administrativ. Deci prin scrisoare pot să oferi indicații eventual consilierilor prezidențiale, administrației prezidențiale, nu Guvernului Republicii Moldova. Eu aștept un ordin, un decret eventual, care ar putea eventual domnul Abraham să-l conteste în instanța de judecată dacă îi se încalcă drepturile, dar scrisoarea el nu poate să-l conteste. Deci este un act care eu îl tratez ca fiind demers, în cazul dat eu îl voi prezenta în cadrul ședinței comisiei și deja comisia va decide dacă acea scrisoare trebuie să-i se dea curs sau nu trebuie să-i se dea curs, reieșind din prevederile regulamentului care stabilesc expres până pe data 10 decembrie 2020, instituțiile își deleagă membrii și în regulament nu este prevăzut procedura de remaniere a membrilor. Scurt, domnul Plângău, această situație, eu n-am prima dată aude chestia asta? Bine, domeniul respectiv este mai mult jurisdicția Ministerului Justiției. Eu am fost delegat din partea Parlamentului și nu tare de mult am primit dosarele. La cetățeanul ăsta vreau să ne referim. Eu, domnul Abraham, mai mult decât, am văzut că doamna Sandu a delegat pe altcineva. Ce se va întâmpla mâine la această? Dar ședința e publică? Nu. Nu este publică. Ședință închisă. Am înțeles. Nu știu, sub aspectul, eu vă spun, am urmărit doar recent, am văzut așa un scandal, nici nu știu cine este cetățeanul respectiv, dacă sincer. Nici eu nu-l cunosc. Un fost milițian român. Nu cunosc. Sub aspectul mediatic am văzut că a apărut o dispută între Ministerul Justiției și Președinției referitor la cetățeanul respectiv, cine el nu cunosc. Sub aspectul juridic tot nu cunosc prea bine situația, dacă a fost anulat decretul anterior al lui Igor Dodon. Prin demers s-a făcut privind desemnarea, care sunt procedurile de retragere a persoanei respective din componența comisiei. Eu personal
Înțeleg că doamna președinte Maia Sandu a înaintat o candidatură suplimentară, nu știu despre cine este vorba deocamdată. Nu văd o problemă dacă mâine în cadrul comisiei comisia va decide că acceptă suplimentar persoana propusă de doamna Maia Sandu, sunt da. Componența comisiei. Adică o situație foarte interesantă. O metodă pacifică, o soluție pacificatoare. Să vedem, o să urmărim foarte atent subiectul ăsta mâine. Chiar suntem curioși cum asta se întâmplă. Cum Republica Moldova, am impresia că se întâmplă lucrurile astea. O să urmărim și acest subiect și alte subiecte foarte importante. Eu vă mulțumesc pentru atenție, numai bine!